O uriașă operațiune de căutare are loc pe o suprafață de aproape 26.000 de kilometri pătrați în Atlantic pentru găsirea submarinului Titan, care a dispărut în timpul unei expediții la epava vasului Titanic. La căutări sunt implicate paza de coastă americană, autoritățile canadiene și un robot francez capabil de scufundări la mare adâncime. După aproape 3 zile, un avion al forțelor canadiene a raportat zgomote sub forma unor bubuituri la intervale de 30 de minute înregistrate de un sonar. Our crews are working around the clock to ensure that we are doing everything possible to locate the Titan and the 5 crew members. Yesterday, we stood up a unified command consisting of expertise from the United States Coast Guard, the United States Navy, Canadian Armed Forces and Coast Guard, and the Titan's parent company, Ocean Gate Expedition. This is a complex search effort which requires multiple agencies with subject matter expertise and specialized equipment. La bordul submarinului sunt 5 persoane, pilotul și 4 turiști, miliardarul britanic Hamish Harding, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri pakistanezi și fiul acestuia de doar 19 ani, un explorator francez care a mai vizitat epava Titanicului cu o altă misiune, dar și Stockton Rush, directorul companiei Ocean Gate, cea care a organizat expediția. În timp ce unii trag speranță după zgomotele înregistrate de sonarul canadian, experții în asemenea misiuni, dar și foștii participanți la o expediție similară organizată de Ocean Gate, sunt sceptici. We've been salvaging artifacts from the Titanic for the last 25 years plus. And if you're set up for the mission, I mean, we'll usually spend a year, year and a half planning a salvage operation to recover artifacts, to recover different pieces from the Titanic. And this is not something that you can throw together in, you know, 48 hours. Before we went, we had never seen the sub. We didn't know anything about it. There's very little information on the website, just that it's a state-of-the-art, one-of-a-kind carbon fiber submersible. I didn't know at that point that that you drive the thing with an Xbox game controller. I didn't know that the ballast was, you know, used construction pipes. You get there and then you start seeing this stuff, and now your mood crashes and you get a little worried. Like, is this the level of polish and sophistication we're talking about? De altfel, un fost inginer al companiei Ocean Gate a fost concediat acum 5 ani pentru că nu considera aparatul ca fiind sigur la adâncimi mai mari de 1300 de metri. Epava Titanicului este la aproape 4000 de metri pe fundul Atlanticului. O expediție organizată de compania Ocean Gate costă 250.000 de dolari și durează 8 zile. A organizat două expediții deja în 2021 și 2022. Mulți consideră că, indiferent cum se va încheia aceasta de acum, va fi și ultima pentru compania americană.